Antrenor echipe Florin Pârvuda, lângă mine Varian Huja, Staca, Mario Bratu, parițicul capitanul echipei și Alex Ișpan, noua noastră achiziție. Vreau să fie un dialog, să interacționăm, orice întrebări aveți, eu știu, le puteți spune. I love you guys and I wish you all the best. Good luck. Hai să vedem câți dintre voi am fost la meciul cu CFR de acasă. Câți sunt fani aici? Puse de bilete prin doamna profesoară, nu? Prin doamna Ramona Ștefan. O să trimitem biletele și vă așteptăm la meci să fiți alături de noi. Vineri, la ora 17, pe stadion la noi, jucăm contra echipei cu Politehnica Iași. Vreau să sunt bucură că sunteți aici. Ei deja se bucură de momentul ăsta, că vă văd atât de aproape. Eu le-aș propune să încurajați puțin orice direcție legată de suport, că le face bine, au nevoie să da. Perioadă dificilă. Metrolul anul acesta nu avem un obiectiv trasat de conducerea clubului și anume accederea în play-off. Dar, cum vedeți și pe aici jucătorii, noi în vestiar ne-am propus lucrul acesta, băieți și copii. Ne-am propus lucrul acesta. Este foarte important ca să ai un obiectiv în tot ceea ce faci. Să ai o motivație. Și aici mă uit la voi, sunteți, eu știu, am vorbit cu cineva clasa 9 până a 12-a, nu? Da. Eu știu, trebuie să aveți, eu știu, așa, un obiectiv și o motivație în tot ceea ce faceți voi, din punctul meu de vedere. Depinde pe direcția pe care voi vreți să mergeți. În fața voastră sunt jucători care, eu știu, ei au început, eu știu, să joace fotbal de la o vârstă, cred că Mario Bali, de la 8 ani. De la 8 ani au început să joace fotbal și vă dați seama până la vârsta asta câte sacrificii s-au făcut pentru a ajunge aici. Deci eu v-aș încuraja pe voi să puteți comunica direct cu ei, să vă poată spune, eu știu, din experiența lor, toată perioada asta și să vedeți și voi că nu este ușor. Știți, când noi ajungem acolo pe stadion și ne văd atâția suporteri și la stadion și la televizor, multă lume nu știe prin câte sacrificii au trecut acești jucători să ajungă la nivelul acesta. Sunt niște sacrificii imense, știți? Și de la o vârstă foarte, foarte fragilă. La Petrolul Ploiești, cu domnul Elia Fix și cu Iliac? Și chiar n-am ajuns la Petrolul echipa mare și Liga Padra sau a treia și m-am luat o pauză așa și ce mă sfătuiți să fac? Ce obiectiv ai tu? Obiectivul tău este unul, să ajungi ca jucător profesionist sau? Da, dar nu s-a putut și la Liga 4 și am zis să continui cu școala, să fiu inginer de construcții și nu știu ce să fac, că mă bate gândul ăsta să mai joc, să mai fac. Păi continuă. Dar noi am venit din plăcere și tot ce am făcut de plăcere. Ok, perioada asta e foarte importantă și faptul financiar e foarte important. Dar dacă faci cu făcând în paralel și cu ce faci mai aici? Ne-am propus să fiu la echipa mare. E frumos, toată lumea vede partea bună a situației, dar cu totul vine și cu și probleme. Nu știu cum să zic. Responsabilitate. Este o presiune? Da. Uneori pozitiv, uneori negativ. Dar pe mine treaba asta mă ajută doar să evoluez și să cresc. Care a fost sentimentul pe care l-a simțit când a jucat la echipa? Își apere țara, să spun așa, știi? A fost o mântire și dai seama, a fost și emoționat. Antrenamentele, în general, sunt pe stadion la noi, la Ilie Oană, când avem posibilitatea. În rest, aici e o situație în care, eu știu, trebuie să, ca fiecare dintre noi să înțeleagă că avem nevoie de infrastructură mai bună. Watford,
Catarina da Singur. Am jucat cu fotbalist foarte bun, am avut toate condițiile ca să cresc ca fotbalist, dar eu am vrut să joc la prima echipă, nu era suficient să joc la sub 18 și am decis să plec. Și de atunci am ajuns la Petrol. Eu cred că am evoluat întâi. Care sunt metodele de fotbal? Nu știu. Poate ajungi la școala, trebuie să mergem la școala de la 8 până la, nu știu, la 3-4 și după aia jucam fotbal. Până la 18 ani. Cam așa. Sunt fericit că fac parte din această echipă și încerc să mă bucur de fiecare zi, de fiecare meci, pentru că dacă știți, sau unii știți, unii nu știți, acum 6 luni am avut parte și doar accidentare foarte gravă la genunchi și atunci mi-am schimbat un pic mentalitatea. Înainte, probabil, mă supărau multe lucruri care nu contau, dar acum încerc să mă bucur de fiecare antrenament, pentru că nu se știe niciodată când se poate întâmpla un lucru și nu mai pot continua fotbal. Bravo, Mario. Da, o întrebare, Mario, o întrebare pentru tine. Din viața mea, deoarece a fost și ziua în care am marcat golurile victoriei, mi-aduc aminte cu drag de acea zi și sper să mai am parte de asemenea zi, cât mai curând. Mario, îți solicita și aici, întrebare. La ce liceu ai făcut? Păi eu, primii 2 ani de liceu, anul așa zice, am făcut la Victor Slăvescu. Și după m-am mutat la Mihai Viteazu pe volei, deoarece era un program mai lejer pentru a ajunge la antrenament. Da. Au trecut, nu cu bine, foarte bine peste momentul dificil din cariera lor. Și aș vrea ca Marian să vă spun așa, pentru că este un jucător care are un mental extraordinar. Și cred că vă poate împărtăși așa din experiența asta a lui. Știu că nu îți place să vorbești de asta, dar pe mine ce ne interesează să le spui lor, ce înseamnă să fii ambițios, să ai motivație, să ai o motivație. Și motivația lui a fost după accidentare să se întoarcă mai puternic în formă. Acum pe 2 martie fac 12 luni de când am fost operat la genunchi și a fost urât. Foarte multe momente grele. Voi vedeți partea bună, când joci și ești pe teren și dai goluri și ești tare, dar când te accidentezi, dispare totul de lângă tine. Ești singur, dacă nu ai suport acasă, nu ai cum să treci peste. Și mai important, trebuie să te iei de ceva mai mare decât tine. Și eu cred în Dumnezeu, nu sunt religios, dar cred în Dumnezeu și știu că m-a ajutat foarte mult să trec prin asta. Cel mai important a fost că eu am vrut să mă întorc să fiu în același nivel care l-am avut înainte de accidentare. Și nu m-am gândit la bani, la să fii cool sau wow, cine sunt eu. Nu, cel mai important a vrut să joc fotbal din nou. Că, cum știți, mulți fotbalisti nu se întorc după operație la genunchi. Și intră așa o frică în tine. Și să știți că nu e important dacă ești cool, dacă nu ești cool. Deloc. Dacă ai bani sau dacă nu ai bani. Important este să știi ce îți place în viață, să ai o pasiune, să mergi până la capăt cu ea. Știu că toată lumea vrea să fie bogată, să aibă bani, să aibă Adidas cel mai cool și mașina cel mai tare, dar adevărat e că asta nu aduce fericirea deloc. Pentru că dacă tu vrei fericirea din numere, numere sunt infinite și niciodată nu o să ajungi și nu o să afli fericirea. So, cel mai important este să fii modest, să-ți afli pasiunea, da? Să nu-și fie frică de nimeni sau nimic. Să fii tu. Să fii autentic, să nu fii ca alții. Da? Asta e cel mai important. Sunt mai multe chestii în viață decât să arăți cool pe Instagram. Când eram accidentat, eram acasă și mă gândeam, mamă, că mă întorc să dau gol sau cum o să fie când o să revin. Și nici n-am știut dacă o să revin sau dacă o să prind un loc în echipă.
pentru că vin alți jucători și, nu? Dacă sunt în formă, nu mai joc. Și când am intrat, am zis, o să intru pe teren și fac treabă. Nu iau gol și câștigă meciul. Gata, se termină meciul. Și asta a fost. A fost în corner. Am sărit, am dat gol și toate emoțiile care le-am avut în mine a explodat din mine. Că n-am putut să le țin, dar a fost prea greu să trec prin. Golul după acea suspendare. Da, a fost un accident. Am stat 8 etape, după părerea mea cam mult. Având în vedere că n-am avut, să spun așa, mai nicio vină și nicio intenție de la cine da face băiat. A fost greu, a fost o perioadă grea. Cum a spus și Maria mai devreme, când nu mai joci și nu mai spun prin plan, ești cam singur, nu te mai bagă nimeni în seamă, telefonul nu mai sună chiar așa de des. Am avut noroc că am avut sprijinul familiei, staff-ului, colegilor, m-au ajutat foarte mult în acea perioadă. Și, vă spun așa, o dată cu golul am avut parte de scătușare. Adică am simțit că în momentul ăsta gata, am scăpat de acest eveniment și e timpul să merg mai departe. După va fi comisia și speram că, de obicei, la comisie se mai reduc. Următoarea săptămână, când am văzut că timpul trece și că etapele trec, nu se reduce, atunci am dat puțin așa, nu în panică, dar într-un sentiment negativ. Și e clar că, sincer să fiu, îmi pierdusem așa puțin motivația și parcă, știi, nebunia de a juca fotbal. Și clar, și pe mine, ca și pe colegii mei, ca și clientele, perioada aia m-a schimbat cumva și să-mi schimb mentalitatea. Florin, cum ai simțit în copii, povestindu-le lecțiile de viață din fotbal? În primul rând, venim cu mare plăcere în aceste acțiuni. Sunt acțiuni promovate de clubul nostru. Vă aduc bine aminte, au fost acțiunile din sezonul trecut în care am fost, eu știu, majoritatea școlilor din Ploiești, pe lângă Ploiești. Deci clubul este deschis și noi suntem deschiși să interacționăm cu fanii noștri. I-am simțit bine pe copii. La început poate puțin, eu știu așa, nu erau deschiși, dar trecând timpul și având inițiativă noi, am reușit să-i deschidem și să comunicăm cu ei. Mă bucur că jucătorii noștri au avut așa de spus lucruri care, cred eu, le pot fi de ajutor pe viitor. Când erai postura lor, cine vrei să afli așa povești de fotbal? Da, ce pot să spun? Este clar că idolul nostru a generației noastre a fost Gică Hagi. Și eu pot să spun că sunt un exemplu fericit așa, pentru că am reușit să interacționez cu el chiar la echipa națională, el fiind antrenorul principal al echipei, eu fiind jucător și el selecționat acolo. A fost un moment senzațional să știm ca idolul tău să fie prezent și să poți comunica cu el. Timiți, foarte timiți, dar e normal că eu eram copil și mergeam la o școală. Și vine un fotbalist la academie sau ceva, eram toți timiți și nu știam ce să zicem. Parcă uitam cuvintele. A venit un fotbalist cunoscut să vă împărtășească din experiențele lor? În Portugalia, da. De câteva ori vine un jucător de la Sporting. Că jucam la Academia Sporting când eram mai mic și a venit câțiva. Știi cum ești timid, ascuns, nu mai atâta tuturor să vorbești. Și de acolo ce povești de viața ai reținut? Ce te-a inspirat, dacă poți? Cel mai important, cum am zis și am zis de multe ori, a fost să fii modest. Pentru că ei vineau la noi, la Academie, de nu trebuia să vină, nu? N-aveam nicio treabă. Și vineau și vorbeau cu noi și făceau poze. Arată că au o personalitate bună și că sunt un exemplu pentru noi. Am înțeles. Referitor la meciul de aseară, ce zici? Mai bine un egal decât nimic? Nu, eu cred că puteam să câștigăm meciul. N-a fost ușor, dar n-am simțit că ei n-a dominat niciun fel. Doar că pe fază de atac trebuie să mai lucrăm, să mai ne organizăm, să fim mai o mută chimie. Da, a fost un meci bun din partea noastră. Cum vezi tu șansele la posibilitatea de a merge în play-off? Suntem aproape, suntem lipiți, cum sunt toate echipele. Trebuie să, la fiecare meci trebuie să câștigăm. Nu jucăm să nu câștigăm, trebuie să câștigăm pentru că doar astfel putem să ajungem la play-off. Și să ne concentrăm pe noi, nu pe ce fac altele echipe. Mulțumesc! Mulțumesc!